Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi sunt încântată să-l am alături de mine pe domnul Rauș Wilhelm Robert, ofițer în jandarmerie, iar în prezent colonel în rezervă. Vă mulțumesc frumos că vă aflați astăzi alături de mine și că mi-ați onorat invitația. Eu mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a fi aici. De cât timp lucrați în jandarmerie și ce v-a determinat să alegeți această meserie? În 1992 am început activitatea ca și militar angajat pe bază de contract în Gheorgheni. Un an și jumătate am lucrat ca și militar angajat pe bază de contract, după care am plecat la școala de subofițeri de la Câmpina. După absolvire am revenit la Gheorgheni, ca și tânăr sergent major. O perioadă de aproximativ un an și jumătate am fost subofițer. Am simțit că pot mai mult de atât și am fost selecționat pentru a participa la un concurs de trecere în corpul ofițerilor. Concurs pe care l-am luat și am început școala de ofițeri. După absolvirea acesteia, am revenit ca și tânăr sublocotenent în Gheorgheni, unde mi-am desfășurat întreaga activitate până în acest an. Și care a fost domeniul de activitate în care ați lucrat? În cadrul unității din Gheorgheni, în cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni, am îndeplinit mai multe funcții, dar cea mai importantă a fost cea de instructor militar. Am lucrat cu oamenii, ceea ce a fost cel mai important. Mi-a plăcut meseria de instructor să îi învăț pe alții, să-i aduc undeva dintr-un punct, de la un anumit nivel de cunoștințe, undeva superior și să văd în ei că se dezvoltă și reușesc să se acomodeze, în primul rând, cu viața militară. Foarte mulți dintre ei veneau în perioada de inițiere, atunci când abia intraseră în jandarmerie și nu prea știau foarte multe lucruri. E foarte ușor să lucrezi cu ei pentru că ei absorb orice informație și poți să-i formezi destul de ușor. Însă am lucrat și cu oameni mai în vârstă, cu categorii profesionale, chiar la a doua tinerețe, care se apropiau undeva către 40 de ani. Și să știți că și cu aceștia este destul de interesant de lucrat. Sunt niște categorii aparte de oameni. E important să cunoască fiecare categorie profesională, să știe ce are de făcut și chiar și cei la 40 de ani mai învață, să știți. Da, în viață mereu avem ce învăța. Cu certitudine. Știu că dumneavoastră ați lucrat și cu alte forțe militare din străinătate. Povestiți-ne puțin despre această experiență. În cadrul centrului din Gheorgheni am avut privilegiu să lucrez și cu mai mulți străini, cu americani, spre exemplu, au fost în câteva vizite la noi și am lucrat foarte bine împreună cu francezii, cu jandarmeria franceză, cu carabinierii din Republica Moldova, chiar cu poliția din Republica Populară Chineză și am participat și la câteva exerciții care s-au organizat în România chiar în 2019 a fost un exercițiu multinațional care s-a desfășurat și în Gheorgheni. Și au venit străinii? Da, au venit străinii, a fost un schimb de experiență. Un schimb de experiență atât pentru noi, cât și pentru ei. Jandarmeria română lucrează pe aceleași metode ca și jandarmeria franceză. Putem să spunem că avem foarte multe lucruri în comun. Metodele noastre de lucru, legislația asemănătoare și stilul nostru de a rezolva anumite, hai să nu spunem neapărat conflicte. Pe partea de asigurare și restabilire a ordinii publice, jandarmeria română a împrumutat ceea ce fac francezii. Și noi am adaptat la specificul legislației noastre din România ceea ce am învățat de la ei. Desigur, o parte din aceste dispozitive trebuiau transformate și în cadrul acestui centru, pentru că asigurarea și restabilirea ordinii publice s-a născut la Gheorgheni, ceea ce este un lucru foarte bun și toate unitățile de jandarmerie, la un moment dat, au trimis efective ca să se instruiască la centrul din Gheorgheni și să se realizeze oarecum o similitudine în modurile de acțiune, indiferent din ce unitate ai face parte, să acționezi identic. Adică la comenzi identice, acțiuni identice. Lucru destul de greu de realizat. Să vorbim puțin și despre pasiunea dumneavoastră. Am înțeles că vă place fotografia. Da, îmi place foarte mult. Este una dintre pasiunile mele și
Fac de ceva vreme fotografii. Îmi place foarte mult, în special, fotografia socio. Adică oameni, evenimente, situații. Îmi place să fotografiez copiii și bătrânii. Pentru că cei mici sunt inocenți, ei nu vor să pară altceva decât ceea ce sunt. Iar cei în vârstă nu mai vor să pară altceva. Ei sunt așa cum sunt, experiența lor și tot ceea ce fac ei este de luat în seamă. Și cum ați reușit să îmbinați viața militară cu această artă a fotografiei? Viața militară este frumoasă dacă știi să o trăiești așa, să-ți placă. Oare câți putem să spunem că am lucrat sau lucrăm ceea ce ne place? Cred că destul de puțin. Eu am avut privilegiul să-mi și placă meseria asta. Nu am făcut-o doar pur și simplu pentru bani. Desigur, banii sunt importanți, dar nu poți să lucrezi atât timp într-un domeniu dacă nu-ți place. Iar arta fotografică a fost oarecum, nu o refulare, nu neapărat o refulare, dar vezi foarte multe situații, foarte multe lucruri și treci pe lângă ele și n-ai posibilitatea să le retrăiești. Sunt lucruri unice. Și atunci am început să fac fotografii, să prind oarecumva momentul acela și să-l păstrez. Și fotografia face asta pentru că poți să revezi foarte ușor, poți să reiei, poți să înveți din greșelile pe care le faci în fotografie. Și atunci am îmbinat. În timpul liber am călătorit foarte mult și am fotografiat foarte, foarte mulți oameni, foarte multe situații, peisaje, animale. Îmi place foarte mult. V-ați gândit vreodată să profesați în această direcție? Nu, n-am să profesez niciodată. Doar pasiune, pentru că în momentul în care începi să faci bani dintr-o pasiune, devine o meserie. Și nu mai e făcută cu atât de mult ardoare și cred că e bine ca partea profesională să rămână parte profesională. Eu am încheiat cu partea profesională pe 1 martie în acest an, am ieșit în pensie și mă ocup mai mult de partea sufletească, adică de fotografie, de arta fotografică și de lucruri care sunt dragi sufletului. Ce vă place cel mai mult să fotografiați? Nu am un stil aparte. Nu fotografiez ceva anume. Fotografiez, în general, lucruri frumoase. Poate să fie o floare, poate să fie o situație, poate să fie o clădire, poate să fie un om. Tot ceea ce e frumos. Fiecăruia îi place altceva. Eu nu mi-am definit încă un stil aparte să fotografiez doar oameni sau doar animale sau doar flori. Tot ceea ce văd și îmi place, imortalizez și păstrez. Și pe partea, hai să spunem, de soft, adică le păstrez ca și fotografii media, dar și în suflet. V-ați gândit vreodată să expuneți unele dintre fotografiile dumneavoastră? Da, am expus în mai multe rânduri. Am avut două expoziții personale, una la sediul centrului, unde am lucrat, și una cu ocazia zilelor ecvestre. Și am avut mai multe fotografii în cadrul expozițiilor cu acest club foto din Gheorghen, al cărui membru am fost. Desigur, mă gândesc să fac câteva expoziții personale, mai ales că acum am timp suficient și chiar ar fi o idee foarte bună să fac acest lucru. Oricum, în momentul în care se va materializa, cetățenii din Gheorghen vor afla cu siguranță despre acest lucru. Ce ne puteți spune despre acest club de fotografie? Clubul Foto din Gheorghen este un club cu foarte mulți oameni pasionați de fotografie, oameni talentați și oameni care iubesc arta fotografică. Fiecare are stilul lui propriu. E un amalgam interesant de oameni de diferite profesii, începând de la medici și până la oameni de afaceri, pe care îi unește pasiunea pentru arta fotografică. În prezent faceți parte din acest club? Momentan nu mai fac parte din Clubul Foto din Gheorghen, am renunțat, am ales varianta să fotografiez singur și să dedic mai mult timp fotografiei și mai puțin aspectelor din cadrul Clubului Foto. Însă păstrez legătura cu ei și sunt niște oameni deosebiți. În afară de fotografiat, mai aveți și alte hobby-uri? Da, mai am și alte hobby-uri. Îmi plac foarte mult mașinile și în ultima perioadă am început din nou să fac sport. Am început din nou să umblu la sală, să trăiesc oarecum mai sănătos decât poate o făceam înainte și scopul meu principal este să fiu sănătos și să trăiesc foarte mult. Și mergeți la sală sau cum obișnuiți? Da. Începând de la 1 martie, după ce am ieșit la pensie, mi-am făcut un abonament la o sală de sport și sunt un membru care merge aproape în fiecare zi.
la sala de sport. Care au fost persoanele care v-au susținut în toată această perioadă? Păi, în primul rând, familia. Familia și prietenii. Am foarte mulți prieteni. Sau vreau să cred că am foarte mulți prieteni, pentru că e destul de dificil să spui despre un om că este prietenul tău. Trebuie să treacă o anumită perioadă. Soția mea, copiii și chiar colegii m-au sprijinit foarte mult. Șefii, la un anumit moment dat, m-au învățat multe lucruri și bune. Uneori m-au învățat să nu fiu ca ei. Adică să iau doar ce este bun, să iau ceea ce este pozitiv, să iau ceea ce mi-a plăcut la ei, calitățile lor, să încerc să îmbunătățesc o situație pe care am trăit-o și să o fac să fie mai bună. Desigur, cea mai importantă este soția și copiii. Am văzut că v-ați emoționat atunci când ați adus în discuție familia. Da, un pic, da. Ce vă propuneți să faceți în viitor? În viitor vreau să călătoresc foarte mult. Îmi place să călătoresc, să văd țări noi. Și sper să am și ocazia să fac acest lucru. În contextul actual este destul de dificil, dar să sperăm că lucrurile vor reveni la normal și vom putea să facem acest lucru. Și până acum ați călătorit foarte mult? Da, am călătorit destul de mult și nu există perioadă. În general, weekendurile nu mi le petrec stând într-un loc. Călătoresc. De foarte multe ori revin în aceleași locuri, în aceleași orașe sau în același loc în care am mai fost. Spre exemplu, Sighișoara, un oraș superb. Sau chiar în străinătate. Îmi place să călătoresc, să văd țări noi, culturi noi, să îmbogățesc propria mea, hai să spunem, sufletul meu să se îmbogățească prin ceea ce văd, prin ceea ce trăiesc și îmi place foarte mult să văd civilizația, adică, spre exemplu, îmi place foarte mult Italia, îmi place Bulgaria. Sunt țări care au o tradiție foarte bună și din punct de vedere al culturii sunt oarecum diferiți și în același timp tot timpul vei descoperi ceva nou. Chiar vreau să vă întreb dacă aveți o țară preferată sau un loc în care v-ați foarte întoarce. Multe locuri preferate. Una dintre țările preferate este Italia, urmată foarte aproape de Bulgaria. Eu vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine. Și eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori doriți să ne povestiți ceva. Sau... Vă promit că voi onora orice invitație din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și vă doresc toate cele bune.